Zodii care au noroc în dragoste în luna august 2022. Cea de-a treia lună de vară va veni cu vești foarte bune pe plan amoros pentru patru nativi. Vezi care sunt zodiile ce își vor cunoaște sufletul pereche. Conform wowbiz.ro, luna august din 2022 vine cu vești excelente pe plan amoros pentru patru nativi. Aceștia își vor cunoaște sufletul pereche și vor porni pe drumul iubirii cu multă emoție și entuziasm. Astfel, această vară va fi de neuitat pentru ei și își vor reaminti cu drag peste ani de începuturile cu persoana iubită. Așadar, zodiile care au noroc în dragoste în luna august 2022 și care vor începe povești de iubire intense sunt Taur, Gemeni, Leu și Scorpion. Taurii se află printre norocoșii zodiacului care își vor întâlni sufletul pereche în luna august 2022. Aceștia sunt persoane ambițioase care fac mereu tot ceea ce le stă în putință pentru a-și atinge obiectivele. Astfel, deși nativii Taur sunt adesea văzuți drept posesivi, ei iubesc cu toată inima și le este teamă că pot fi trădați în viitor. Însă, începând cu această vară, totul se va schimba, deoarece Taurii vor întâlni persoana potrivită pentru ei, care îi poate înțelege și accepta așa cum sunt. Nativii Gemeni vor simți că li se va schimba viața radicală în această vară, după ce îi vor cunoaște o persoană potrivită. Acea persoană la care au visat încă din copilărie, când citeau basme cu prinți și prințese. Fiind pasionale și sincere, persoanele aflate în această zodie își vor mărturisi sentimentele foarte repede și vor fi bucuroși să afle că iubirea este reciprocă. Pentru unii nativ, focul dragostei se va stinge la finalul verii, urmând ca pentru alții să rămână aprins toată viața. În ambele situații, Gemenii vor avea de învățat multe lucruri și vor avea parte de amintiri incredibile. Leii sunt cunoscuți drept lideri, norocoși la bani și puternici, însă un lucru nu știu mulți despre ei, anume că sunt de o sensibilitate rară. De astfel, unul dintre obiectivele principale ale leilor este să-și ascundă emoțiile reale. Le este teamă că vor fi judecați sau chiar să profite cineva de pe urma slăbiciunilor sale. Pentru ca un nativ să-și deschidă inima cu adevărat, trebuie să se simtă în siguranță și se vor simți în siguranță în luna august, întrucât vor simți imediat că au găsit persoana potrivită pentru ei, cu care să pornească pe drumul iubirii și al vieții. Nativii Scorpion sunt persoane puternice și încrezătoare, aceștia se află constant în căutarea iubirii adevărate, astfel că întotdeauna relațiile amoroase ale scorpionilor se bazează pe încredere, respect și iubire, lucruri pe care nu le găsesc în fiecare persoană. Însă chiar și așa, nativii nu se dau bătuți niciodată și bine fac, deoarece vara aceasta viața lor se va schimba, conform wowbiz.ro.